Să vorbim despre tradiționala și celebra sinuzită. Vine sezonul rece, toată lumea va suferi de sinuzită, mă rog, toată lumea. Problema este că unii dintre noi credem că avem o sinuzită cronică ce ne urmărește pașii încă de mici, de când am purtat noi o căciulă cu fața în spate și acum suntem bătrâni și tot aceeași sinuzită se pare că ne domină. De-aia am chemat-o pe doamna doctor Ana Maria Apostol să mai clătinăm din aceste mituri. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce e sinuzita în primul rând? Este foarte important de știut că această sinuzită înseamnă o inflamație a mucoasei respiratorii. Noi, când vine aerul rece asupra noastră și aer plin de germeni, de bacterii și de virusuri, ne infectăm și se inflamează toată mucoasa respiratorie. Și noi, când vorbim de mucoasa respiratorie, vorbim în general de nas, gât și plămâni. Dar uităm să menționăm că mai sunt pe lângă nas niște cavități osoase pline cu aer, sinusurile. Aceste sinusuri paranazale, în interiorul lor, sunt căptușite de o mucoasă respiratorie. Și când vine germenul asupra noastră, intră prin nas și intră prin niște orificii micuțe care ventilează sinusurile și inflamează și aceste cavități care se află pe lângă sinusul. 8 cavități sunt. Sinusurile maxilare, care sunt fix aici la nivelul obrajilor, da. Sinusurile frontale deasupra ochilor, sinusurile etmoidale, care acestea dor de cele mai multe ori, și în spatele ochilor, când apare o durere în spatele ochilor, sunt sinusurile sfenoidale. Bun. Deci noi avem niște găuri în craniu, se văd la orice muzeu, evident, sau în filme. Întrebarea este, de ce a lăsat natura găurile astea în capul nostru? Într-adevăr, bună întrebare. Aceste cavități osoase, care la fiecare om se dezvoltă diferit, în primul rând sunt niște bănuieli că pot intervine la greutatea craniului, micșorează greutatea craniului, deci sunt niște cavități pline cu aer. Cum e osul de porumbiel. Osul de porumbiel e cu gaură în el, ca să fie ușor, porumbiel. Ne face craniul mai ușor. Să ne cadă capul. În al doilea rând poate să fie tampon pentru structurile moi. Când ne accidentăm, avem o traumă frontală, nu ajunge imediat la vasul de sânge și la nervi. Deci în spatele sinusurilor sunt niște vase, structuri moi, ochi și nervi și nu se lezează așa de ușor la mașina de cursă se cheamă crash box. Chiar avem treaba asta, tot cu găuri, culmea, nu e plin. Bun. Și, cum am menționat mai devreme, ne asigură, are rol în imunitatea corpului nostru, pentru că aceste sinusuri sunt acoperite de această mucoasă respiratorie care reacționează la variațiile aerului de afară. Deci, dacă asupra noastră va veni aer rece și va veni aer infectat cu bacterii și germeni, și mucoasa sinusului reacționează și ne creează, ne face astfel încât purifică aerul, încălzește aerul, umezește, astfel încât în corpul nostru să ajungă un aer de calitatea pe care o dorim noi. Un aer la 36 de grade, un aer steril și un aer umed. Bun. Și toate întrebări. Aceste lucruri. Întrebări. Cum știm că e sinuzită și nu e altceva? Ce simptome are sinuzita în mod normal? M-ați mințit că nu mă mai doare capul. Păi până acum știam că trebuie să mă doară capul. Nu. Te doare capul în momentul în care sinusurile sunt pline ochi cu secreții, pline ochi cu puroi. În mod normal se creează o sinuzită mai ușoară, o inflamație a mucoasei sinusale și tot de sinuzită vorbim în acel moment. Deci te va durea capul în față, facial, mai ales aici și aici. Aici sunt durerile în sinuzita acută când sinusul este plin ochi de secreții. Mm-hmm. Dar în mod normal, sinuzita este o evoluție a răcelii. Deci ea vine mână-mână cu răceala. Da? Și este o complicație a răcelii. Și în primul rând, sinuzita se manifestă prin nas înfundat, scăderea mirosului, chiar lipsa mirosului. Deci se poate întâmpla nu numai în COVID să avem lipsa mirosului, ci și într-o sinuzită. De obicei, aceasta este o infecție bacterială. Sinusurilor, deci este o sinusită bacteriană și o durere de gât permanentă. Te gândești oare de ce mi-apare mie durerea de gât când vorbim de sinuzită? Pentru că sinuzita implică crearea unor secreții, a unui mucus care curge în spatele nasului. Nu va curge niciodată în spate, că toți oamenii îmi spun, eu am nasul înfundat, sunt răcit, am sinuzită, dar nu curge nasul. Nu curge. Pentru că se duc în spate, că așa anatomic, sinusurile sunt situate spre posterior și anatomic acestea tot timpul secretă acest muc cus care se alunecă spatele nasului și dă o inflamație a peretului posterior faringean și consecutiv durere de gât în permanență și tuse. Sunt foarte mulți oameni care au tuse din când în când, atunci poți să bănuiești că ai o sinuzită. Întrebare. Dacă o răceală banală se zice că trece în 7 zile, chiar și fără medicații, sinuzita asta simplă trece și ea de la sine? Nu. Sinuzita aceasta simplă, care se poate complica foarte ușor, nu trece așa de repede ca o răceală. Deci trebuie intervenit medicamentos. Trebuie intervenit medicamentos pentru că este o infecție, o inflamație, niște cavități ascunse, prost ventilate, la care ajunge greu și aerul și medicamentele. Faceți injecții?
Nu facem injecții, nu. Atunci bine. Se dă un tratament și tratamentul unei sinuzite este de mai lungă durată, ține 10-14 zile ca să tratezi cu adevărat această inflamație. Și de cele mai multe ori, dacă răceala este la început virală și trece de la sine, în mod normal, aceste cavități ascunse, închise, se suprainfectează bacterian și apare puroi, apare infecție bacteriană acolo. Și atunci, ca să tratezi cu adevărat sinuzita și să nu rămână o remanescență pe viitor, trebuie să tratezi cu antibiotic și antibioticul să fie 10-14 zile, nu doar 7 zile sau 5 zile, și pe lângă acest antibiotic nu este suficient, trebuie să dai un tratament mucolitic, să te aștepți să dreneze secreție din sinusuri, să golească sinusul. Deci un pachet întreg. Un pachet întreg, da. Închei cu o singură întrebare, pe scurt, care este maximul de complicație pe care îl putem suferi la o sinuzită banală netratată? Aceste sinusuri sunt pe lângă ochi, da. Și poate să ajungă infecția la ochi, să faci celulită și să iasă secrețiile din nas și din sinusuri prin ochi, mai ales la copii se întâmplă treaba asta. Sau sinusurile sunt foarte aproape, mai ales sinusurile sfenoideale sunt foarte aproape de creier și poți să faci absces cerebral, poți să faci infecție în creier dacă nu tratezi sinuzita cum trebuie. Începe să-mi pară că v-am întrebat ultima întrebare. N-am știut chiar atât de grav, dar... Știm noi de mici că de sinuzită și de meningită trebuie să ne ferim cât putem de tare. Asta e din popor, evident. Mulțumim tare mult! Cu drag! Sper că nu v-am speriat, dar măcar am scăpat de o grijă. Nu te doare capul de la sinuzita normală. Cuza!